Bine v-am regăsit, dragii mei, suntem din nou la horoscop, analizăm săptămâna 5-11 iunie și avem două mari aspecte, unul luni și unul duminică. Luni, Venus se pregătește să intre în zodia leului undeva pe la 5 și ceva de după amiază, iar duminică, Mercur intră și el în zodia gemenilor. Așadar, Mercur la el acasă va face ceva schimbări pentru fiecare zodie în parte. Și bineînțeles, Venus care intră în leu și care mai iese abia prin octombrie de acolo, se pregătește și ea să aducă o grămadă de transformări, în general bune pentru toate zodiile și mai ales pentru doamne și domnișoare, cel puțin până pe 23 iulie când va intra în retrograd, trebuie să avem cu toții inima deschisă pentru că vom avea mult mai multă susținere odată cu acest Venus în leu. Hai să vedem ce fac deja berbecii. Dragi berbeci, ascendent sau zodie, fiți pe fază, fiți pe fază pentru că deja pe 5 iunie ziua vă va aduce foarte multe transformări. Așa cum ziceam, Venus se pregătește să intre în zodia leului și deja după amiază ea pătrunde în zodia leului și aduce de acolo foarte multe energii pline de pasiune și așa mult foc cum vă place vouă, motiv pentru care veți putea realiza foarte, foarte multe lucruri. Atât pentru cei care aveți, cât și pentru cei care vă doriți copii. Va începe un interval foarte frumos, cel puțin până pe 23 iulie și apoi după 3 septembrie, iarăși o perioadă foarte benefică din acest punct de vedere. Apoi, foarte important ca aspect, apropo de socializare și de a vă duce în vacanță, de a face tot felul de lucruri plăcute, artistice, minunate, aveți tot felul de deschidere, apropo de suflet și de dorințele sufletului vostru, veți fi mai drăgăstoși, mai tandri, veți avea mai multă dragoste din exterior și veți da mai multă din interior și iată un aspect foarte, foarte favorabil pentru tot felul de speculații pe care doriți să le faceți, pentru tot felul de cursuri artistice pe care veți începe să doriți să le faceți, bucuriile de la copii, așa cum spuneam, plus mult mai multă bucurie în viața voastră de zi cu zi. Pentru unii dintre nativii zodiei Berbec s-ar putea să apară și cursuri estetice, nu doar artistice, deci orică unele, orică altele, și în general mult mai multă iubire, iubire la propriu, mai multă pasiune, mai multă iubire, mai multă tandrețe și simpatie, inclusiv de la voi către ceilalți, inclusiv de la ceilalți către voi. Profitați la maxim pentru că după 23 iulie încolo s-ar putea să vi se atragă un semnal de alarmă tocmai pe aceste subiecte, mai ales dacă nu ați știut să vă bucurați, iată o lună și 2 săptămâni până atunci. Apoi, de altfel, ia ca zi 5 va aduce foarte multă evoluție pe toate planurile. 6. Este o zi cu mare succes profesional și cu o mare bucurie pe care o puteți avea-o fie în carieră, fie de la șefii voștri, cei care aveți șef, fie în plan social, de la cei care aveți atribuții și rol social. Apoi, pe 7. Mare atenție, mare, este o zi mai greoaie. Recomand 7, 8, 9, multe curățări, multe rugăciuni, multă lumină, ca să zicem așa. De ce? Pentru că pe 7 deja este foarte activ același aspect despre care am mai povestit săptămânile trecute, anume o tensiune care se produce între Pluto și Jupiter. Și iată, aceste 3 zile sunt foarte importante pentru eliberare interioară, cum știți că v-am povestit apropo de Pluto în Vărsător și mai ales că este la prima retrogradare a lui în zodia Vărsătorului, deci sunt de curățat foarte multe lucruri care nu s-au mai curățat, inclusiv în mentalul colectiv de foarte mulți ani, de niște sute de ani, ca să zic așa. Apoi, tot pe 7 vreau să aveți grijă. Marte nu este foarte bine aspectat, pe lângă faptul că Pluto are aspecte
mai puțin plăcute cu Jupiter, mai este și Marte acolo în aspectele neplăcute. Este una dintre zilele care vă cere mult să fiți foarte temperați, să fiți foarte echilibrați și după caz să învățați lecția echilibrului. Apoi pe 8, foarte mare atenție la tot felul de gânduri ciudate și nu tocmai drăguțe, să le zic. Într-o oarecare măsură, ea ca zi este benefică dacă și gândurile sunt benefice. Dacă nu, mare atenție că s-ar putea să vă dea cu rest, să zic așa. Este foarte, pardon, foarte important să vă mențineți spiritul într-o zonă pozitivă și gândurile într-o zonă benefică. Altfel, mari bucurii, vești foarte bune și ceva împliniri, fie în drumurile voastre, fie în tranzacțiile voastre, fie în veștile pe care le primiți, discuțiile pe care le aveți, negocierile după caz. Nu uitați, însă am zis 7, 8, 9 zile de curățare și rugăciune. Apoi pe 9, mare atenție mare, Saturn este aspectat, luna intră în zodia peștilor. Și mai mult decât atât, pe 17 Saturn va intra în retrograd. Deci este ultima activare, să zicem așa, pe mersul neretrograd, în mersul lui normal. Așadar, vedeți ce vă inspiră această zi, ce vă cere și ce vă arată vis-a-vis de sănătatea voastră și vis-a-vis de forul vostru interior. Mai ales că este acest Saturn care vă cere să dați jos tot felul de bagaje pe care le-ați cărat în spate de cel puțin 20-30 de ani încoace. O zi cu ceva lecții importante pe care trebuie să le conștientizați și de care trebuie să vă apucați să lucrați, iată, până pe 17 iunie cel puțin. Apoi weekendul 10-11 vine cu bucurii și cu acest Mercur care intră în zodia Geminilor, cum spuneam. Pe 10 fiți foarte atenți, este o tensiune pe care ați putea să o retrăiți, să o trăiți, să o simțiți sau să vă amintiți. Este ceva starea voastră interioară care se ceartă așa cu noaptea în cap de dimineață, inclusiv cu personalitatea voastră sau cu gândurile voastre, deci sunt ceva trăiri foarte tensionate în sinea voastră. Așadar, dacă sâmbătă rămâneți acasă și vă puneți pe, cum să zic, pe odihnă mai multă sau să faceți pace cu voi sau să vă gândiți la niște lucruri pe care trebuie să le iertați, n-ar fi exclus. Și apoi, pe 11, odată cu intrarea lui Mercur în zodia Geminilor, se mai produce încă un aspect despre care v-am vorbit deja în săptămânile trecute, anume în retrograd Pluto se reîntoarce în Capricorn. Așadar, dragii mei berbeci, din punctul vostru de vedere, aceste două aspecte vor fi foarte importante. Pe de o parte, trebuie să visați mai sus și mai departe, să țintiți mai sus în evoluția voastră, mai ales în evoluția profesională. Mai aveți încă de făcut pași mari și importanți cu ecou pe termen lung și foarte lung, așadar profitați de duminică pentru a vă pune la punct niște planuri profesionale. Și totodată Mercur care intră în zodia Geminilor și care vă îndeamnă la studiu. Că stați să citiți, că stați să scrieți, să faceți planuri de viitor sau vedeți voi ce vă veți apuca să faceți, este un moment foarte important pentru a vă pune mintea la treabă. Așadar, odată cu 11, 3 săptămâni, o lună, cât Mercur se va plimba prin casa studiilor pentru voi, va fi un moment excepțional din punct de vedere al intelectului și al minții și al concentrării voastre, inclusiv o apreciere în plus pe care o veți primi-o pentru ideile pe care le aveți. Acum hai să vedem ce fac taurii. Dragii mei, ascendent sau zodie taur, fiți și voi foarte pe fază cu toate aceste schimbări majore pe care le vom avea. Și avem pe de-o parte luni, 5 iunie, intrarea lui Venus în zodia leului, vă va da multe, multe, multe bătăi de cap la propriu și la figurat, dar și mult noroc. Bătăile de cap țin de familie și de neam și de sănătatea și iubirea și tandrețea față de cei dragi și a celor dragi.
Așadar, din 5 iunie până în octombrie, foarte multă dragoste pe care trebuie să o oferiți celor dragi vouă, familiei, neamului, bunicilor, străbunicilor, dacă mai aveți încă, și așa în general, pe neamul vostru să vibreze iubirea mult mai mult decât a vibrat în, să zicem, ultimul an. În egală măsură, pentru casa voastră trebuie să vă apucați să faceți tot felul de lucruri. Unii s-ar putea să își renoveze casa, alții să-și cumpere niște tablouri super frumoase, alții niște bunuri foarte costisitoare, alții s-ar putea să își propună să cumpere o casă sau să facă o schimbare dintr-un oraș în altul sau dintr-o țară în alta. Așadar, acest Venus în Leu care vă va susține foarte bine până 23 iulie cel puțin, pentru că după aia vă trage de mânecă și vă scoate la tablă la niște lecții. Așadar, fericirea voastră alături de cei dragi va conta mult mai mult decât a contat până acum și nevoia voastră de a vă simți iubiți și de a oferi iubire va fi din ce în ce mai prezentă în gândurile și în acțiunile voastre de luni încolo. În altă ordine de idei, tot pe 5, o veste bună din străinătate. Apoi pe 6, ziua norocoasă a săptămânii, vedeți ce faceți, este foarte benefică ea pe orice plan vă doriți și o să o zi de succes. Pardon. Apoi pe 7, 8 și 9 și pentru voi vreau să faceți rugăciune curățări pentru că sunt zile foarte importante în acest sens. 7, într-adevăr, poate va fi cea mai grea dintre ele. Țineți-vă cât puteți de tare și de bine, practic, în evoluția voastră. Mai aveți foarte multe schimbări de făcut și foarte mulți pași de făcut pentru a evolua. Așadar, încercați să vă concentrați pe ce înseamnă pentru voi evoluție sau ce mai vreți să mai faceți în evoluția voastră, dar totodată să și luați de la viață reperele pe care vi le oferă în acest sens al evoluției. În egală măsură, Venus nu este bine aspectată, planeta voastră, așadar fiți foarte atenți ce se întâmplă vis-a-vis de starea voastră personală sau de starea voastră de sănătate sau pur și simplu de bucuria voastră de a trăi. Este un moment destul de important, încă o dată, repet, faceți curățare, rugăciune. Apoi pe 8, mare atenție la micile bucurii de zi cu zi, pentru că poate să fie o zi norocoasă în detrimentul aspectului negativ despre care vă povesteam, anume și pentru voi ca pentru noi toți, atenție la tot felul de gânduri negre sau la tot felul de idei greșite sau după caz malefice, negative, răutăcioase, destructive, etc. Dacă le puteți controla și nu vă controlează ele pe voi, atunci cu atât mai bine veți avea o zi excepțional de bună. Pe de o parte în plan financiar, pe de altă parte în plan profesional. Ea va fi de altfel și o zi foarte bună pentru a câștiga ceva lauri în profesia voastră. Apoi pe 9, o zi de maturizare din punctul vostru de vedere. Este o zi care vă aduce schimbări bune și vă activează niște daruri personale și niște calități și abilități pe care le aveți. Totodată vă pune la treabă. Profitați de ea ca zi, dar faceți în continuare rugăciune, ritualuri și ce mai faceți voi pentru curățare personală, nu știu cât spirituală, cât personală a voastră, fizică, intelectuală, emoțională. Apoi pe 10, luna este în continuare în zodia peștilor și vă scoate încă o dată la darurile și abilitățile în evidență, punându-vă să vă gândiți câți bani vreți să investiți pentru viitorul vostru, care sunt proiectele în care trebuie să mai investiți încă ceva bani și totodată ce vă gândiți să obțineți în următorii ani din viață sau mai pe românește să mai vă uitați pe lista voastră de priorități și de dorințe. 11, așa ca de duminică, două mari aspecte importante, Pluto care se întoarce în zodia Capricornului și care zice că în pașii voștri de zi cu zi multe, multe, multe lucruri au rămas nefăcute și trebuie să le aduceți la zi.
Tot de acolo, începând de duminică 11 iunie, un drum în străinătate pe care n-ați reușit încă să-l faceți până la prezent, deși unii dintre voi s-ar putea să-l așteptați de 10, dacă nu 14-15 ani. Și iată, veți relua o discuție sau vă veți gândi foarte intens la acest lucru. Este adevărat că cel târziu anul viitor acest drum se va realiza, dacă nu la anul, nici nu-l veți mai face vreodată în viața asta. Așadar, gândiți-vă bine cât este de important acel drum pentru voi și dacă într-adevăr depindeți de el sau viața voastră depinde de el, neapărat gândiți-vă să plecați în acea călătorie. În egală măsură, tot pe 11, Mercur va intra în zodia gemenilor, adică acolo unde el se simte cel mai bine, poate chiar mai bine și decât în Fecioara, ar spune unii. Ei bine, iată, din punctul vostru de vedere, acest interval cât Mercur va sta în zodia gemenilor, veți avea foarte mult succes financiar și veți avea vești bune și reușite în ceea ce ține de bani. Pe de altă parte, veți cheltui niște bani în scop artistic, în scop estetic și pentru copii, dar probabil și pentru prietenii voștri sau, cine știe, aveți un drum de făcut undeva la un eveniment, la un botez, la o nuntă, la ceva în următoarele 3 săptămâni, o lună. Apoi, în altă ordine de idei, vreau să aveți grijă și la o mică ezitare pe care ați putea o avea. Este o situație pe care o doriți foarte tare în plan profesional, dar nu sunteți foarte hotărâți încotro. Ei bine, iată, profitați de o zi de duminică să luați niște decizii în acest sens sau să puneți la punct ceva pași profesionali și voi. Gemenii și intrarea lui Mercur în zodia Gemeni. Mult ați așteptat un an de zile până să intre înapoi Mercur în zodia voastră și iată a venit momentul în această săptămână. 5 iunie, dragi gemeni, ascendent sau zodie, în continuare la mulți ani, apropo că știu că sunt mulți din clienții mei sunt gemeni, vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc un călduros la mulți ani. Deci 5 iunie, cum ziceam, Venus care intră în zodia leului și care vă va aduce foarte, foarte multe avantaje. În principal, ideile voastre vor fi renumerate sau vor fi mult mai apreciate sau vor fi mult mai aplaudate, la propriu sau la figurat. Dacă scrieți sau dacă sunteți într-un domeniu intelectual, cu atât mai bine, pentru că, iată, acest Venus în leu până pe 23 iulie vă va aduce foarte mare renumerare sau succes sau recunoaștere sau vedeți voi de pe unde și ce așteptați. Pardon. Așadar, v-aș invita ca luni undeva în jur de ora 17 să aveți gânduri în sensul ăsta și să faceți demersuri în sensul ăsta, fie intelectual, fie profesional, fie, eu știu, un contract, o întâlnire, o discuție, un dialog, un telefon, un e-mail, ce simțiți voi că aveți nevoie pentru a declanșa, iată, cu bună știință, voi înșivă acest nou start, acest nou început minunat, care va dura practic până în octombrie. E drept că atunci când Venus va intra în retrograd, nu va fi neapărat foarte ușor, de aceea trage starea acum până pe 23 iulie. Apoi, pe 6 iunie, ziua norocoasă a săptămânii, va aduce și vouă foarte multe aspecte pozitive, în special pe partea cea mai dureroasă, să zic, sau cea mai așteptată, sau cea mai profundă, sau acolo unde nu mai aveați speranțe, sau, eu știu, o dorință la care nici nu mai îndrăzneați să vă gândiți, sau ceva la modul ăsta, un aspect foarte norocos, o zi foarte benefică. Apoi, pe 7, 8 și 9, vă recomand și vouă să faceți curățări, așa cum am zis, la toate zodiile. Sunt 3 zile în care trebuie să scoatem, să eliminăm tot felul de toxine și reziduri, în special intelectuale și emoționale, dar pe undeva pe aici, pe acolo, e cazul și fizic. Așadar, puneți-vă pe detox intelectual,
spiritual, emoțională și fizic, cu atât mai bine în aceste 3 zile, dacă puteți să țineți post sau să faceți rugăciuni mult mai intens. Șaptele ca zi nu vă avantajează foarte, foarte tare nici pe voi. Este o zi care declanșează niște mutații sau niște metamorfoze, dacă pot să zic așa, în mentalul colectiv. Așadar, țineți-vă bine dacă vedeți că ceva e în neregulă, eu știu că vă simțiți mai obosiți, mai triști, mai cine știe cum. Este o zi dură ca aspecte și ca trăiri inclusiv, dar este o zi care va aduce un ecou foarte mare pentru această generație și generațiile ce vin. Iar ceea ce ne cere anume acest aspect și această zi este să ne eliberăm de diverse lucruri mai puțin drăguțe pe care le-am cărat după noi în ultimile sute de ani. Ziceam că e vorba de mentalul colectiv și noi ca bucățele din el. Apoi pe 8, fiți foarte atenți la ceea ce se conturează, pentru că luna în vărsător vă avantajează foarte, foarte bine, așadar puteți să aveți reușite în cam tot ce îndrăsniți. Singura condiție este să nu uitați de acele curățări despre care povestim și în egală măsură atenție la tot felul de gânduri negre sau de idei nu tocmai ok. Pe de altă parte, fiți foarte atenți cei care vă sărbătoriți pe 8 iunie, ziua de naștere, s-ar putea să fie mai grea așa ca și zi, sau să vi se anuleze invitațiile, sau, eu știu, să nu vă vină prietenii la întâlnire. Motiv pentru care încercați să vă adaptați din mers, să vedeți de unde și de ce și pe alocuri s-ar putea să înțelegeți că acei prieteni care nu vin, de fapt, nu sunt ei foarte bine sau nu sunt ei foarte buni pentru voi ca și prieteni. Apoi, pe nouă, foarte mare atenție, este o zi de lecție de personalitate. O lecție pe care Saturn se pregătește să vă dea așa înainte de a intra în retrograd, anume retrogradarea lui va fi pe 17 iunie, deci atât cât încă suntem în zodia voastră. Deci fiți foarte, foarte atenți la toate ideile, întâlnirile, discuțiile și ce se mai produce în această zi pentru voi, pentru că undeva acolo este o lecție importantă pe care trebuie să o învățați repede. Posibil să fie vorba despre o lecție profesională sau personală. Acum mai depinde și de ascendentul vostru sau de zodia voastră, dacă sunteți ascendent gemeni, ce altceva mai poate să mai fie. Dar de principiu profesionalul și personalul, atenție ce aveți de învățat pe acolo. 10-11, un weekend cu năbădăi, pe alocuri lecții de personalitate, pe alocuri bucurii, realizări și un ciclu care se închide. Pe 10 am putea să zicem că este o sâmbătă mai degrabă nu foarte confortabilă. Luna în continuare este în zodia peștilor și asta nu vă aduce un confort sau nu vă lasă în cheful vostru, în modul vostru, sau după caz aveți de a face cu oameni care nu vă plac. Vedeți, vă gândiți voi ce faceți pentru a vă păstra buna dispoziție și a nu cădea în oala cu melancolie. Iar pe 11, atenție, sunt două aspecte mari și frumoase și importante. Odată întoarcerea lui Pluto în zodia Capricornului, care va avea foarte, foarte multe să vă aducă, în principal dinspre spiritul vostru și în plan spiritual. Atenție, așadar, refaceți încă o dată conexiunea cu divinitatea, gândiți-vă ce se întâmplă la nivel spiritual, în spiritul vostru, în sufletul vostru și în toate structurile voastre care sunt mai departe de cel fizic și cele cunoscute, da, emoționalul, intelectualul, fizicul. Mai uitați-vă mai sus și mai departe de atât la conștiința voastră, la nivelul vostru de conștiință și la toate celelalte lucruri care sunt mai presus de voi sau mai puternice decât voi. Apoi, tot pe 11, Mercur intră la el acasă în zodia voastră și vă aduce o lumină diferită față de tot ce ați trăit în ultima perioadă și mai ales în ultimul an. Puteți să respirați ușurați, deja Mercur în Gemeni și apoi ieșirea nodului nord al lunii din zodia Taurului
Sunt două aspecte mari și importante care vă vor arăta. Asta se întâmplă cu Taurul, se întâmplă în 12 iulie, mai e puțin de așteptat până atunci, dar deja cât a fost, mai e foarte puțin până pe 12 iulie. Așadar, veți simți odată cu intrarea lui Mercur, apoi cu ieșirea Nodului Nord și într-un final cu intrarea lui Jupiter în zodia voastră, adică undeva în final de mai 2024, deja veți fi pe cai mari. Deci, primul pas, că o fi el micuț sau că o fi doar în plan intelectual și nu neapărat și în plan fizic, dar vor începe să se simtă aceste închideri de cicluri, aceste finish-uri, linii de sfârșit sau cum vreți voi să le spuneți, bilanțuri și etc. Deci se întâmplă cumva că ieșiți la lumină. Pe de o parte, Mercur, la el acasă, în zodia voastră, vă dă foarte multă poftă de a vă gândi la voi, de a face ce n-ați făcut până acum. Vă scoate mult mai tare în evidență cultura și intelectul și toate abilitățile intelectuale. Vă aduce foarte multă apreciere atât de la voi personal cât și din exteriorul vostru. Veți pune altfel accentul asupra vieții, vă gândiți altfel la voi, vă transformați efectiv gândurile și odată cu ele și pe voi personal. 3 săptămâni, o lună, cât se va plimba prin casa personalității voastre și cu ajutorul vostru și pentru noi toți ceilalți, toate celelalte zodii, avem, ca să spun așa, un restart al ideilor și o mare claritate și o mare luciditate în gândurile noastre. Pe de altă parte însă, nu uitați că, așa cum vă știți, sunteți acea zodie care vă ocupați de foarte multe lucruri deodată și sunteți curioși pe toate domeniile deodată, deci cumva trebuie să aveți grijă din punctul ăsta de vedere să vă păstrați concentrarea pe ceea ce vreți cu adevărat să faceți și să vă, să zic, să vă țineți așa de firul Ariadnei, de drumul pe care vreți să-l parcurgeți și să nu vă împrăștiați prea tare, pentru că tot de la gemeni ne vine această împrăștiere, anume de a începe pe toate părțile câte ceva și de a nu le duce la bun sfârșit în timp util. Așadar, concentrați-vă cum trebuie și pe ce trebuie și cu atât mai tare pe voi și pe propriile voastre idei, gânduri, dorințe și rezultate intelectuale pe care le doriți. Apoi, ce vor face racii? Dragii mei, ascendent sau zodie rac, începeți și voi o perioadă foarte interesantă în plan financiar. 5 iunie, odată cu intrarea lui Venus în zodia leului, vă va aduce pentru mult timp, până în octombrie, foarte multe preocupări în sens financiar, avere, investiții, cumpărături, calcule financiare, bani de pus deoparte, economii de făcut și mulți, mulți pași pe care îi veți gândi și îi veți face apropo de banii și de averea voastră. Dragi răcuțe, doamne, domnișoare, aș vrea să vă recomand ca oricând după 5 iunie încolo, nu doar până la final de săptămână, ci până la final de Venus în zodia leului, v-aș recomanda să faceți o schimbare de look sau o schimbare de garderobă, să căutați să vă cumpărați cât mai multe lucruri pentru femeia din voi și pentru a aduce lumina pe care femeia din voi o are și pe care n-ați mai exprimat-o de mult timp, să ieșiți din postura mămicilor și să intrați în postura iubitei, femeii tandre, femeii pasionale, iubărețe, eu știu, gingașe și cum mai vreți voi, să terminați cu rolul de mămici, mai ales pentru partenerii voștri și da, să începeți cu rolul de mămici pentru copiii voștri, mai ales cele care vă doriți copii la acest moment. Cu atât mai tare cu cât Venus în zodia leului aduce foarte multă fecunditate femeilor, nu doar femeilor rac, ci în general, și inclusiv această ușurință de a rămâne însărcinate. Apropo că toate fetițe, mă rog, și băieții, dar mai ales fetițele care se vor naște în această perioadă, până în 23 iulie sau după ce este Venus în retrograd, vor fi foarte, foarte, foarte frumoase.
Așa, revenind la ale noastre, 6 iunie este un moment excepțional și o zi foarte frumoasă, în special în dragoste și pe cuplu, dar nu numai, bucurii de realizat, bucurii de primit și de făcut în egală măsură. Ziua norocoasă a săptămânii vă încurajează foarte tare, inclusiv să interacționați sau să vă faceți proiecte de cuplu. Dimpotrivă, 7, 8 și 9 sunt 3 zile de rugăciune și curățări la care vă îndemn și pe voi, cel puțin 7. Este o zi foarte, foarte dură, continuându-se apoi pentru voi cu 11-le, când Pluto se va întoarce în zodia Capricornului. Deci, 7, atenție ce veți face și cum veți face, pentru că ziua în sine vă cere multă spiritualitate. Nu mai vorbim că și pe 8 la fel. Trebuie să fiți cu acatistul după voi, sau să faceți rugăciune, sau vedeți voi yoga sau ce vă place să faceți, pentru că este un moment foarte important pentru a curăța în plan spiritual și fizic și personal și intelectual și emoțional foarte multe lucruri care sunt de curățat încă. E drept până în 2045, cât Pluto mai stă în zodia Vărsătorului, veți avea foarte, foarte multe daruri spirituale pe care le veți primi. Dar până una alta mai aveți și multe de curățat și de iertat. Tocmai că până ce Pluto se va întoarce definitiv, să zicem, în octombrie 2024 în zodia Vărsătorului, se mai tot plimbă și vă mai tot scoate la curățări. Deci, iată, din 7 iunie încolo până în octombrie 2024, mai lucrați la curățări. Pe 8, la fel, curățare, cel puțin în plan spiritual și digestiv, dar și o zi foarte, foarte bună în ce vă privește. Este o zi de îmbunătățire a sănătății, sau toate aceste curățări despre care vorbim vă pot face foarte, foarte bine. Însă, mare atenție că gândurile voastre despre viitor sunt mai sumbre decât este cazul și vă speriați cam tare, sau sunteți foarte pesimiști, sau vă îndoiți mai mult decât este cazul să vă îndoiți. Viitorul poate să fie mult mai frumos decât vă speriați voi pe 8 iunie. Așadar, încercați să vă recâștigați speranțele și optimismul pentru a ieși din stări neplăcute pe parcursul acestei zile. 9. Luna în zodia Peștilor vă aduce apa de care aveți nevoie, fie ea, eu știu, sub formă de mers la mare, fie ea sub formă de altceva. Pardon. O ploaie interioară sau o ploaie de curățare, sau vedeți voi despre ce ploaie este vorba sau despre ce apă este vorba. Oricum, în tot cazul, o zi foarte importantă și de curățări, dar și în plan personal, ea vă poate arăta că, de fapt, viitorul, cum povesteam mai devreme, viitorul este mai roz decât îl credeți voi, și, în egală măsură, vă poate arăta succesul. Succes pe care îl veți putea atinge probabil undeva la final de an, după ce mai rezolvați niște demersuri pe care încă nu le-ați rezolvat la timp, sau după ce veți avea mai multă încredere pe care, iată, încă nu o aveți în voi înșivă. Apoi, pe 10-11, un weekend interesant. 10-le zice că este undeva în sinea voastră ceva care vă barează, vă blochează, vă ține pe loc. Și dacă vreți cu adevărat acest succes despre care povestim, aveți nevoie să treceți mai departe de aceste blocaje interioare. Așadar, că veți lucra la voi înșivă, sau că veți pleca undeva la apă să lucreze apa, sau însăși energia apei, nu neapărat exterioare, ci interioare, vă va ajuta. În tot cazul, este o zi foarte, foarte benefică de clarificare, de luciditate, de ieșit din îndoieli, de a vedea mersul lucrurilor și a vedea speranțele cum vi se împlinesc. Iar pe 11, cele două aspecte importante ale acestei duminici, în primul rând, cum ziceam, Pluto reintră în Capricorn și aici veți avea ceva de rezolvat la nivel de cuplu și de viață în doi. Sunt niște lucruri pe care le credeați terminate și care încă nu s-au terminat,
fie ele probleme ale persoanei iubite, fie ele probleme ale relației voastre de cuplu. Așadar, încercați să rezolvați tot ceea ce este de rezolvat, cum ziceam și mai devreme, până 24, până în octombrie 2024, pentru că aceste lucruri vă țin pe loc, vă țin pe loc din evoluția voastră personală, spirituală, dar vă țin pe loc și la capitolul fericire în cuplu. Apoi, totodată, intrarea lui Mercur în zodia Geminilor, tot pe 11, da? Este un moment care va aduce ceea ce aveți nevoie mai tare și mai tare la acest moment. Este vorba de o senzație de magie, de o senzație de, să zic, reunificare cu mentalul colectiv al mentalului vostru. Sau este ca idee un parcurs care va dura 3 săptămâni, o lună, în funcție și de harta personală, atâta cât Mercur va tranzita prin casa 12-a horoscopului vostru și va mișca pe acolo energiile, astfel încât să readapteze, să puteți rescrie în subconștient tot felul de programele programașe care nu erau neapărat foarte pozitive. Așadar, o restructurare interioară, dar și o rescriere a ideilor care, iată, n-au fost neapărat foarte benefice sau nu v-au făcut cinste sau nu v-au făcut bine, toate aceste lucrușoare se vor întâmpla după 11 iunie încolo, 3 săptămâni, o lună, și veți vedea că veți avea foarte multe revelații, foarte multe momente de iluminare, foarte multe gânduri și idei care vă vor ajuta să vă deblocați, să ieșiți din multe lucruri care nu se mai mișcau de multă vreme, sau pur și simplu pe acei raci care erau deja într-un stadiu pasiv, inert sau de blocaj, iată, veți ieși cu brio și cu ajutorul lui Mercur și a mentalului colectiv, dar și al ideilor voastre. Ce fac lei? Dragii lei, ascendent sau zodie, Venus intră în zodia voastră luni undeva pe la ora 17. Așadar, vedeți ce veți face de acolo începând și până acolo. Aș zice că e important să vă țineți un pic de planul profesional de muncă, iar după ora 17 deja lucrurile sunt în favoarea voastră. Nemai spunând că, iată, Venus vă trece peste ascendent, celor care aveți ascendentul în Leu, sau peste cuspida casei 1, celor care sunteți lei. Deci, oricum ar fi, acest Venus, care este într-o perioadă atât de lungă, până în octombrie, în zodia voastră, vă va aduce în principal urcușuri, după care lecții și apoi iarăși urcușuri. Deci pregătiți-vă, pregătiți-vă de cea mai caldă, arzătoare și frumoasă perioadă din viața voastră. Multă dragoste, multă pasiune, iubire de sine, iubire împărtășită, multe lucruri care, pardon, vi se realizează. Pardon. Veți avea mulți admiratori și admiratoare, veți fi plăcuți pe unde vă duceți, veți realiza cam tot ce vă doriți, socializarea merge, rangul merge, eu știu, profesia merge și, în principal, toate se vor întâmpla foarte, foarte bine din punctul vostru de vedere. Și faptul că vă veți simți mai bine, dar și faptul că lucrurile vin mai ușor către voi pe orice plan. Apoi, în altă ordine de idei, intelectualul și profesionalul vor fi cele mai frumoase pentru voi din 5 iunie încolo, pe termen lung, până în octombrie. Apoi, pe 6, fiți foarte atenți, este o zi foarte norocoasă la serviciu. Bucurați-vă și profitați de aspectele benefice. Apoi, pe 7, 8 și pe 9, vă recomand și vouă curățări, ca pentru noi toți. Sunt 3 zile foarte, foarte importante în plan spiritual, dar mai ales în plan de mental colectiv, și cu atât mai tare cu cât Jupiter, Pluto, Marte și Venus sunt în aspecte tensionate pentru Pământ în general și pentru noi ca și locuitori ai lui.
Așadar, fiți foarte, foarte atenți la toate energiile care vă încearcă, vă tensionează sau vă descarcă și încercați să vă țineți într-o credință și într-o încredere importantă și o vibrație înaltă. Lumina voastră contează foarte mult în acest moment și contează foarte mult și faptul că Venus vă susține din plin. În egală măsură însă, Luna și Pluto sunt în aspecte pe descendentul vostru. Jupiter este în aspect pe mijlocul celului vostru. Deci, dacă vreți să spunem așa, sunt foarte multe aspecte care vă pun în fața faptului împlinit pentru ca voi să dați ce aveți mai bun din voi. Lucru care se va întâmpla, nu știm cu ce consum. De aceea, încă o dată vă zic, faceți rugăciune, ritualuri, eu știu, acatiste și ce mai face fiecare, meditații, yoga, etc., reiki și ce mai vreți voi să faceți. Apoi pe 8 este o zi importantă în relația de cuplu și cu bucurii, cu înțelegere și comunicare, cu dezlușirea unor probleme care, iată, erau prezente în relație nu neapărat ușor. În altă ordine de idei, aveți mare atenție în continuare la aspectul tensionat despre care vă vorbeam. Sunt multe lucruri care vă muncesc în această zi și la propriu și la figurat, fie energii nu tocmai benefice, fie o luptă a voastră în și cu mentalul colectiv. Apoi pe 9, lumina soarelui este într-adevăr calmată, liniștită, să zic așa. Acest 9 iunie va aduce în principal în plan spiritual încă o dată, dar de data asta vă stimulează mai mult pe partea emoțională. Deci ascultați-vă intuiția și mergeți pe ceea ce ea vă îndeamnă, vă îndrumă sau pe ceea ce simțiți. Este o zi în care trebuie să puneți la bătaie toate sentimentele voastre. Și încă o dată zic, Venus este de partea voastră, este acolo, vă susține. Pentru unii poate să fie o zi foarte intensă în dragoste, pentru alții poate să fie o zi foarte interesantă la nivel spiritual, pentru alții pe sănătate și uite tot așa multe premii pe care le puteți avea de la Saturn în acest moment. 10-11, două zile interesante de weekend, pe 10 în continuare v-aș recomanda să țineți în frâu intelectul, spiritualul și intuiția. Sunt trei aspecte ale vieții voastre foarte importante care sunt acolo pentru voi să vă ajute ca, iată, prin ajutorul energiei venusiene pe care îl veți primi la acest moment, să vă bucurați și mai mult de pașii pe care îi faceți și de ceea ce realizați prin mânuțele voastre, prin energia și acțiunile voastre. În schimb, pe 11, Pluto intră în retrograd și Mercur intră în zodia Gem Pluto intră înapoi în Capricorn, retrograd fiind, și Mercur intră în zodia Geminilor și asta va aduce, pe de o parte, timp de 3 săptămâni, o lună, zice, un talent oratoresc foarte important și foarte, foarte multe ieșiri în public. Mai ales pentru cei care aveți o funcție socială sau care sunteți într-un domeniu ce vă cere să împărtășiți idei cu ceilalți. În altă ordine de idei, tot 3 săptămâni, o lună, s-ar putea să intrați în grupuri de ordin estetic sau de ordin artistic sau să mergeți la spectacole mari și importante sau să țineți, dacă sunteți voi cei care fac teatru sau artă sau, eu știu, muzică, să țineți voi spectacolele respective sau să organizați ceva împreună cu prietenii. În tot cazul, interacțiuni foarte, foarte multe odată cu Mercur în zodia Geminilor și pentru mulți dintre voi veți dobândi calități intelectuale, creative, tehnice și mentale de foarte bună calitate în aceste săptămâni care urmează. În egală măsură, întoarcerea lui Pluto în zodia Capricornului vă cere atenție la sănătate, atenție la oase, la schelet, în principal la vitamine, la mineralele din organism și pe alocuri un pic atenție și la
Mai ziceam, nu mai știu cui ziceam săptămâna trecută, cred că la Capricorn ziceam, acum e rândul vostru. Dacă încă nu ați înțeles acest aspect, anume, cu cât lucrați mai mult, cu atât să vă întrebați mai tare, sunteți oare cei care muncesc pentru că nu faceți față în alte domenii de viață sau pentru că vă ascundeți în spatele unor manii, unor obsesii sau pur și simplu sunteți obsedați de muncă. Așadar, vedeți ce vă arată acest Pluto care, iată, până una alta va mai trece prin Capricorn anul ăsta și anul viitor. Vedeți care-i treaba cu mania, cu munca, obsesia și altele care decurg de aici. Hai să vedem ce fac fecioarele. Dragi fecioare, ascendent sau zodie, 5 iunie, o zi foarte interesantă, intrarea lui Venus în zodia leului vă va face să vibrați și să creșteți în vibrație de la interior și să vă vindecați acolo unde e cazul și să creșteți acolo unde vă doriți să creșteți, dar mai ales ce va aduce acest Venus în zodia leului, multă, multă satisfacție interioară, multă bucurie, ca un izvor de bucurie veți deveni și Doamne ajută pentru că, iată, aveți destul de multe încercări, v-am povestit eu deja de la începutul anului că până una alta, la final de octombrie, dar oricum luna neagră care va intra în zodia voastră, mai tot sunt încercări, ba subtile, ba pe de-a dreptul, pe față. Deci, iată, aveți nevoie de așa aspect valoros ca Venus în zodia leului. Așadar, multe luni până ce luna neagră va intra și va face schimb cu Venus, va ieși Venus din leu și va intra luna neagră în fecioară și va ieși și luna neagră din leu până atunci, iată tot acest aspect care se întâmplă în sinea voastră, care vă macină la interior, este de această dată mai îndulcit de acest Venus. E drept, la acest moment aveți luna neagră, aveți Martele, și iată și un aspect benefic intră Venus, toate trei în zodia leului, în casa karmică a 12-a personalității voastre, a interiorului vostru, al forului vostru interior, al subconștientului vostru, deci foarte multe aspecte care se întâmplă, să zicem așa, mai mult în plan subtil pentru voi și se dărâmă niște ziduri și se construiesc niște satisfacții și uite așa, până ce va ieși luna neagră din leu și va intra în zodia voastră, mai aveți de descoperit, mai aveți de iertat, mai aveți de înțeles lucruri. Așadar, bucuriile se construiesc din forul interior, bucuria care v-a lipsit în ultima perioadă se reconstruiește sau revine acolo la loc de cinste în personalitatea voastră. Multe lucruri frumoase se vor întâmpla, apropo de cei care aveți animale de companie, de cei care iubiți animalele, de cei care aveți secrete, de cei cărora vă plac misterele și mai ales de cei care aveți nevoie să vă însănătoșiți. Trageți tare pe tratamente, trageți tare pe analize până în 23 iulie și dacă aveți senzația că până una alta nu v-ați simțit foarte bine și dacă vă știți cu probleme cardiovasculare, vă rog foarte tare până în 23 iulie să puneți osul la treabă, să îmbunătățiți starea voastră de sănătate pentru că Venus vă ajută foarte mult în acest sens, iar dacă nu vă pasă, atunci după 23 iulie Venus va deveni, să zicem așa, dușmanul vostru, nu mai este prietenul vostru așa cum devine acum. Apoi, pe 6, ziua norocoasă a săptămânii va aduce satisfacții în familie, va aduce bucurii de la prieteni și va aduce o zi de foarte mare calitate, să-i spunem așa. Vă câștigați în putere, vă reveniți, vă adunați. Aveți o zi foarte bună în care vă ies lucrurile la care ați muncit din greu. Este un aspect minunat pentru toți nativii zodiei Fecioară. 7, 8 și 9 este și pentru voi un moment de curățări. Trebuie să faceți curățări pentru unii de diverse lucruri care vă sperie, pentru alții de diverse frici, pentru alții de diversi prieteni.
iar pentru alții de diverse lucruri pe care le luați și le dați în mentalul colectiv. Voi, una dintre zodiile care lucrați cel mai mult și cel mai tare cu acest mental colectiv, trebuie să aveți grijă că, iată, această zi de 7, în care sunt foarte multe tensiuni astrale, iată, fie veți avea foarte mari revelații apropo de mentalul colectiv, fie puteți avea lecții apropo de același lucru. Atenție așadar ce dați și ce luați din mentalul colectiv și mai ales dacă puterea voastră depinde de acest mental colectiv. Apoi pe 8, o zi în care aveți nevoie să vă concentrați pe muncă și un pic pe sănătate. Nu mai e vorba de mentalul colectiv, e vorba de starea de spirit sau de starea fizică de sănătate. Tot curățări vă recomand și în această zi și inclusiv vă subliniez să aveți mare atenție la ceva mentorii ai voștri care nu sunt neapărat foarte curăței sau la ceva... Știți vorba aia că pentru a ajunge unde îți dorești ești în stare să calci pe cadavre? Ei bine, într-o astfel de situație vă cere să fiți atenți ziua de 8 iunie. Dacă sunteți în stare să călcați pe ceva cadavre până să ajungeți la idealul vostru, atunci s-ar putea să aveți fie bătăi de cap, fie acea duritate, acea răutate sau... cruzime sau eu știu cum să-i mai zic, necesară pentru a face pașii respectivi. Mai există și varianta, atenție la tot felul de gânduri negre care vă pot abate din drumul vostru. Dar una peste alta, cum ziceam, curățări 7-8-9. Pe 9 iunie, atenție la relația de cuplu în principal, la nevoile în cuplu și la tot felul de proiecte importante alături de persoana iubită. Pe 10, luna în zodia peștilor, în continuare, v-ar zice să aveți grijă de viața voastră de cuplu și să dați foarte mult emoțional în viața voastră de cuplu sau, după caz, să vă deschideți emoțional, mai ales cei care ați fost indisponibili în ultima vreme. Dar, în egală măsură, această lună în pești vă va mai spune și să vă dezvoltați inteligența emoțională pe, iată, parcursul acestor două zile, 9 și 10 iunie. Cu atât mai tare cu cât după 17 iunie Saturn va intra în retrograd în zodia peștilor și până ce va ieși din această zodie, tot aceste lucruri vi le va spune. Ai grijă să te deschizi emoțional, dezvoltă-ți inteligența în plan emoțional pentru că pe cealaltă te-ai dezvoltat-o destul de tare. 11 iunie are cele două mari aspecte despre care deja am vorbit, intrarea Pluto înapoi în Capricorn și intrarea lui Mercur în zodia Geminilor. Ei bine, intrarea lui Mercur în zodia Geminilor este pentru voi o corvoadă pentru că este într-un alt domiciliu, să zicem așa, și precum vă știm foarte, foarte, foarte pe rivalitate și pe competiție la acest moment cu Venus în Leu, de altfel o competiție foarte ascunsă și nedeclarată pe care o veți avea o culmea cu oamenii care sunt deasupra voastră, cu șefii voștri sau cu cei care vă conduc, cei care au o poziție mult mai înaltă în structura de serviciu sau socială în care trăiți. Așadar, soarele în Gemeni pe de o parte și o rivalitate plus Mercur în Gemeni, dar la el acasă și care va da acestor persoane cu care voi rivalizați în secret, va da acele idei necesare să vă înțeleagă, să vă, eu știu, să vă prindă cu mâța în sac sau să vă arate ce aveți de făcut. Apropo de rivalitatea dintre voi, va trebui să înțelegeți că nu sunteți de fapt într-o rivalitate, ci sunteți într-un moment de lecții de personalitate. Oricât de mult v-ar plăcea această competiție
S-ar putea să ieșiți învinși dacă nu învățați ceea ce aveți de învățat și dacă nu vă place superficialitatea geminilor, de exemplu, s-ar putea să vă dați seama că v-ați luat atât de în serios încât sunteți la un pas de blackout sau de epuizare. Și dacă nu vă place adaptabilitatea geminilor, s-ar putea să vă dați seama că sunteți foarte geligiți voi și uite tot așa o oglindă care vi se pune și toate aceste lucruri care nu vă plac, dar pe care ar fi bine să le învățați pentru binele iubirii de sine și al personalității voastre. Apoi Pluto, care se întoarce în Capricorn, o să vă zică atenție la niște prieteni importanți, dar atenție și la sănătatea tatălui, cei care îl mai aveți încă în viață. Sunt niște vești și niște neplăceri posibile, nu vă afectează pe voi, nu sunt ale voastre, ci ale lor. Dar atenție pe alocuri și la anume cei care ați tras de timp cam tare și nu ați făcut copii până la acest moment. Pluto în Capricorn s-ar putea să vă zică că sunteți pe ultima 100 de metri anul ăsta și anul viitor și mă gândesc aici la câteva persoane pe care le cunosc. Trebuie să vă lăsați în acest moment, în această ultimă strigare din această existență, pentru că, iată, Capricornul, prin definiție, este mult mai steril decât multe dintre celelalte zodii, la fel Fecioara nu este neapărat cea mai, mai ales dacă este la o vârstă înaintată. Deci, tratamente pentru copii, dacă vreți încă să dați naștere la copii sau după caz să vă luați asumarea la purtător și să faceți cumva să devină realitate în maxim un an și jumătate de aici încolo, pentru că dacă nu, odată ce Pluto va părăsi definitiv Capricornul anul viitor, va zice gata, se închide ușa, n-ai făcut copii, nu mai e cazul. Deci, pe treabă cu copiii, dragi fecioare și bărbați și femei, da? Hai să vedem ce fac balanțele. Balanțele mele, dragi, frumoase și scumpe și drăguțe, ascendent sau zodie, 5 iunie, Venus care intră în zodia leului și care vă va aduce ceea ce vă doriți mai mult și mai tare. În primul rând, vă aduce multă bucurie, este o zodie foarte bună prietenă cu voi și este o zodie care insistă pe artă, pe creație și pe estetic, la fel ca și voi. Este multă conexiune între voi ca și patronați de Venus și Venus în leu ca și prietenii ai voștri. Deci, una peste alta, foarte, foarte multe realizări în ce ține de prieteni, în ce ține de aspect, de viață mai frumoasă, vă veți învârti în alte cercuri, ambianța în care trăiți, societatea în care voi vă învârtiți va deveni mai frumoasă. Pe de altă parte, alții dintre voi care aveți de a face cu grupuri de oameni, cu organizații, asociații sau care interacționați cu publicul, va fi un moment foarte, foarte benefic, iată, din 11 iunie încolo până în octombrie, dar cu precădere trebuie să aveți grijă după 23 iulie când Venus va intra în retrograd. Deci toate bune și frumoase în tot ceea ce înseamnă interacțiune cu grupuri mari. Apartenența voastră la un grup de femei, apoi foarte multe care se îndreaptă apropo de lucruri care nu au mers până la moment. Se produce o răsturnare, dacă vreți să zicem așa, de situații și toate cele care nu au mers, care au fost blocate până la acest moment, se vor debloca odată cu 5 iunie, undeva la ora 17. Până atunci însă aveți grijă la o neplăcere în casă, în familie sau la o atribuție pe care o aveți, fie pentru casă, fie pentru cineva drag. Apoi pe 6 iunie foarte multă bucurie, tot în casă, tot în familie, realizări sau mare, mare bucurie pe care o veți avea.
7 iunie, 8 și 9 sunt 3 zile de curățări și pentru voi, ca pentru noi toți, atenție așadar, 7 este poate ziua cea mai grea din această lună. Este o zi cu multă, multă încărcătură la nivel de mental, dar mai ales mental colectiv. Deci acolo trebuie să aveți grijă și voi, ne raportăm cu toții la acest mental colectiv, de acolo ne luăm inspirația, acolo trimitem rezultatele și uite tot așa un schimb mare care se produce între noi ca persoane și mentalul colectiv ca ansamblu. Așadar, cu toții trebuie să înțelegem că suntem o bucățică din acest mental colectiv și avem o responsabilitate fiecare și în funcție de asta, fiecare cu ce are de trăit. Pe de altă parte, aveți mare, mare atenție, este o zi grea în care trebuie să faceți un mare pas, să lăsați în spate un regret, o durere, un doliu, o neplăcere și să mergeți înainte cu fruntea sus. Pe de altă parte, pe 8, în egală măsură curățării și atenție cumva și la gânduri negre. Aceste gânduri negre care ar putea să fie de fapt niște iscoade, niște neplăceri care vin din exterior, în plan subtil și la nivel spiritual. Dacă vă vedeți mai anxioși sau mai, eu știu, într-un mood nu tocmai ușor, nu tocmai plăcut, fiți foarte, foarte pe fază și țineți-vă de curățările despre care povesteam. În egală măsură, ea ca zi vă cere să învățați cum stă treaba cu puterea, cu puterea personală, cu puterea intelectuală și cu puterea creativă sau tehnică, după caz. În altă ordine de idei, poate să fie o zi de succes pentru cei care s-au împăcat în sinea lor cu ce aveau de împăcat. Pe 9, o zi interesantă, o zi cu multe, multe, multe atribuții. În principal, trebuie să faceți foarte multe la serviciu. În altă ordine de idei, este o zi foarte importantă pe ecou, pe termen lung, asupra sănătății voastre. Deci, dacă pe 9 nu vă simțiți tocmai ok, atunci atenție că s-ar putea să fie un semnal de alarmă pentru sistemul vostru imunitar sau pentru sistemul vostru limfatic. 10-11, două zile interesante și importante de weekend. Pe 10 trebuie să aveți grijă, este o zi de relaționare. Nu mai e vorba de mentalul colectiv de această dată atât de tare, dar este vorba de interacțiune socială, interacțiune cu ceilalți, multă deschidere și tot așa, uite, mai facem un film pe YouTube, mai ne deschidem către cei din jurul nostru, către societate cu totul. Iar pe 11 fiți foarte, 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 foarte pe fază. În primul rând, Mercur care intră în zodia Gemenilor și care vă va aduce foarte multe realizări. Succes, succes pe care Soarele în Gemeni vi-l arată, dar și Mercur în Gemeni vi-l întărește. Un succes intelectual, în special un succes în plan profesional, de ce nu, pentru unii dintre voi, pe sănătate pentru alții dintre voi, pe muncă pentru alții, dar per total poate să fie vorba de un succes pe toate planurile, atâta timp cât mintea vă merge cum trebuie. Acest Mercur în zodia Gemenilor vă va aduce foarte multe idei care să fie fundația succesului vostru sau care să pună cireașa pe tortul succesului vostru. Așadar, profitați din plin de acele gânduri, idei și mecanisme intelectuale pe care Soarele în Gemeni și Mercur în Gemeni le produc. Iată, Soarele până în 21 la solstițiu și Mercur până în început de iulie, cât va sta în zodia lui, în zodia Geminilor. Apoi, tot pe 11, veți mai avea și multe deschideri pe relația cu străinătatea. Mulți dintre voi care vreți să învățați limbi străine, care vreți să faceți pași spre străinătate, să călătoriți, să vă mutați, să dați vești, cei care așteptați vești în relația cu străinătatea și foarte, foarte multe aspecte care, așa cum ziceam, pot fi de mare succes pe orice plan. Apoi tot în 11 iunie, Pluto care se întoarce în Capricorn, of, of, că n-am scăpat de el, acest Pluto în Capricorn reintră
din mersul retrograd, din vărsător în capricorn și vă întoarce asupra unor lucruri încă nerezolvate pe neam. Atenție mare, 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 până la final de octombrie anul viitor. Mai sunt lucruri, două mari lucruri de făcut în neamul vostru sau două mari lucruri de făcut apropo de rădăcinile voastre la propriu și la figurat. Deci fie sunt două lucruri de vindecat pe neam, fie eu știu, două rădăcini de făcut sau de cumpărat o casă, de schimbat un oraș, de schimbat o locuință, de investit sau vedeți voi ce planuri aveți apropo de rădăcini, apropo de casă, de familie și neam. Ei, și cam asta ar fi. Hai să vedem ce fac scorpionii. Dragi scorpioni, ascendenți sau zodie, fiți foarte, foarte atenți că intrarea lui Venus în zodia leului nu e neapărat ușoară pentru voi. E prea multă lumină care vă intră în ochi și nu vă place. 5 iunie, o zi interesantă, în primul rând în ce ține de intelect și de rezolvări, de idei bune și de tot felul de vești bune. De un plan intelectual, cam tot ce veți face în ziua respectivă vă iese și drumurile la care vă veți merge vă ies. Însă, după ora 17, când Venus va intra în zodia leului, în primul rând vă ajută foarte mult în plan profesional. În al doilea rând, aveți foarte, foarte multe reușite care sunt de-a dreptul pași în evoluția voastră ca trepte pe care le urcați. Iar în al treilea rând, începeți un, să-i zic așa, atac la persoană, pentru că este vorba de o casă publică, socială, profesională și a imaginii voastre prin care Venus va călători, iată, până în luna octombrie, și această călătorie a ei prin casa a 10-a a voastră va însemna că trebuie să lucrați foarte mult la imaginea voastră, la lumina pe care o oferiți în imaginea voastră, la lumina personalității voastre. Trebuie să scoateți scorpionul la lumină mai pe scurt. Că să ieșiți în față, că aici mă gândesc la foarte mulți actori, știu că sunt extraordinar de mulți actori la moment care sunt scorpioni, ceea ce le va aduce, iată, mult succes în plan profesional. Cei care vreți să începeți cursuri de actorie, la fel, cei care vreți să dobândiți realizări mari în plan profesional, dar toate astea cu efort. Trebuie să depășiți în structura personalității voastre niște opreliști, niște bariere pe care singuri vi le-ați pus sau care le aveți prin natura voastră, dacă într-adevăr vreți să realizați acești pași despre care vorbim. Culmea este că la moment aveți Luna Neagră, Martele și Venusul, iată, deja în leu. Toate trei țin de voi și trag de voi să aveți aceste realizări, pași pe care îi puteți realiza mult mai ușor decât în alți ani, cel puțin decât în ultimii 9 ani, și toate trei deodată practic sunt ca niște piloane, ca niște piloni, ca niște cărămizi, ca ce vreți voi, niște fundații importante care vă împing, iată, luni întregi de la spate să creșteți și să creșteți profesional, dar și personal. Deci toate aceste schimbări de personalitate despre care vorbim pentru a scoate scorpionul la lumină. Indiferent că îl scoate dintr-o apă foarte adâncă sau dintr-o suferință, sau dintr-o durere, sau dintr-un doliu, sau din zona de confort, de ce nu? Aveți de tras, dar spre binele vostru. Apoi, pe 6 iunie, o zi super, super norocoasă și din punctul vostru de vedere, este vorba de un noroc intelectual, o veste bună, o realizare, ceva foarte, foarte norocos. 7 însă trebuie să aveți mare, 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 mare atenție, pentru că este o zi grea, este o zi în care veți avea senzația de deja vu și chiar așa este. Ați mai trăit astfel de moment într-o viață trecută, ați mai trăit într-o epocă la acest moment în care, iată, Pluto se tensiona cu Jupiter și nu numai cu Jupiter, și cu nodul nord al lunii și cu
Pluto și cu Venus și cu Marte și cu Venus, deci sunt o grămadă de aspecte. Cu atât mai tare cu cât Pluto este retrograd, este patronul vostru, cu atât mai tare cu cât Marte, un al doilea patron al vostru, este implicat și el. Cu atât mai tare cu cât este vorba de o zi cu un mare impact asupra mentalului colectiv. Atenție așadar, tot ceea ce veți simți, trăi, că e deja vu sau că nu e deja vu în această zi. Ce vă recomand este curățare, acatist, rugăciune, yoga, ce vreți voi, numai să nu le luați ca atare, să nu le luați asupra voastră, să nu le lăsați să vă dărâme. Pe 8, la fel, curățările la care vă recomand să mergeți în continuare, dar vă mai recomand și atenție la tot felul de certuri cu persoana iubită sau la tot felul de gelozii cu și de la persoana iubită sau către persoana iubită. Iar pe 9, mare atenție, este o zi în care veți trage niște concluzii foarte bune, foarte frumoase și foarte potrivite. Este o zi de maturizare foarte frumoasă și cu o înțelepciune care vă poate ajuta să creșteți, nu neapărat să ieșiți din confort, ci să mergeți pe un drum foarte, foarte prielnic vouă. Dar în continuare niște curățări n-ar strica. 10 și 11, foarte, foarte bune ca și zile de weekend și ca și zile importante. Pe 10 este multă distracție și dacă pe 9 seara ați plecat în weekend, cu atât mai bine la mare sau la ocean sau la munte, de ce nu? Iar pe 10, cei care n-ați apucat încă să plecați vineri, e bine să plecați undeva la o apă, iată sâmbătă. Deja duminică pe 11 v-ați liniștit destul de bine pentru a face față acestor doi noi aspecte care încep, două noi aspecte care încep, respectiv Pluto care se întoarce în Capricorn și care va aduce foarte multe, le-a zice, încurcături, ca să nu le zic altfel. Va aduce din viețile trecute foarte multe la iveală, va aduce și din neam foarte multe la vindecat. Oricum, sunt multe lucruri pe umerii voștri la acest moment, pentru că este vorba de Pluto. Și când e vorba de Pluto, e vorba de Scorpion și e vorba de grațiile și talentele voastre pe care trebuie să le puneți la treabă. Ea are legătură destul de tare ca și zi cu 7 și cu deja vu-urile despre care povesteam. Iar pe 11 în continuare mai avem și intrarea lui Mercur în zodia Gemenilor, ceea ce vă va ajuta cu atât mai mult și cu atât mai bine, pentru că Mercur în Gemeni vine să vă clarifice la nivel spiritual, vă aduce răspunsuri pe care le-ați căutat ca niște nebuni în ultimele cel puțin 2 luni. Vă aduce toate rezultatele și toate răspunsurile la toate întrebările pe care, iată, le aveți de vreun an încoace. Foarte, foarte multă claritate, luciditate și lumină care se aprinde în mintea voastră și în spiritul vostru după 11 iunie încolo, și în intelect și în subconștient și așa în toate cele 5 creiere ale fiecăruia, luciditatea și rațiunea, dar și creativitatea, dar și tehnica, dar și creierul vegetativ, dar și cel reptilian. Mă rog, foarte multe lucruri se întâmplă la nivel mental. Și când zic mental, mă refer la toate cele 5, da? Hai să vedem ce fac săgetătorii. Dragi săgetători, ascendent sau zodie, 5 iunie și intrarea lui Venus în zodia leului va aduce rezultate pe care le-ați așteptat din plin. V-a întors luna neagră în leu pe toate părțile, dar acum Venus va lumina tot ceea ce stresul pe care luna neagră vi l-a adusese în ultimele luni, din 8 ianuarie încoace. Iată, se va pierde toată ceața respectivă și veți da vălul la o parte. Succesul va fi de partea voastră pe orice, orice plan. În primul rând, cei care vreți să plecați din țară, cei care vreți vacanțe, și nu una, ci mai multe, cei care vreți să vă luminați în anume, eu știu,
idealuri pe care le aveți, cei care vreți să ajungeți departe la propriu sau la figurat, aveți tot timpul înainte, luați-vă acest timp pentru realizări. Este vorba de 5 iunie până în octombrie acest an. Mari rezultate la care într-adevăr ați muncit pe brânci până un alta se vor vedea. Se vor vedea și până în 23 iulie, se vor vedea și după 3 septembrie. Apoi, tot pe 5 iunie vreau să aveți grijă un pic la sănătate sau la o stare de ură față de propria persoană. Apoi, pe 6 iunie, mare noroc și din punctul vostru de vedere, dacă vă ascultați intuiția, băgați bine la cap ce vă zice și faceți cumva să vă orientați cu ajutorul ei, pentru că la capătul drumului respectiv se află un mare succes sau o mare reușită sau un mare noroc. Apoi, pe 7, 8 și 9, la fel vă recomand și vouă multă, multă, multă curățare la propriu și la figurat. Aș zice o curățare interioară, o curățare în subconștient, o curățare la nivel de ADN, dacă s-ar putea, la nivel celular. Este o curățare foarte importantă pe care trebuie să o faceți în acest moment, atâta cât Pluto trece peste ascendentul vostru, se întoarce, iată, în Capricorn și mai are încă de stat pe acolo. Deci cumva aveți nevoie de toată această reîncărcare, aveți nevoie de acest zbucium într-un fel sau altul. Este un moment care s-ar putea să vă aducă în prim plan o frică, frica de abandon, frica de moarte sau frici din astea greu de rezolvat. Nu știu ce să zic, vedeți fiecare în funcție de fiecare cât ați luat din mentalul colectiv apropo de aceste frici și ce puteți face cu ele. În altă ordine de idei, pe 7 este o zi grea, Jupiter este acolo și se ceartă, între ghilimele, energia jupiteriană cu cea plutoniană, marțiană și venusiană, deci sunt foarte multe aspecte care se vor tensiona și în viețile noastre. Iată, din punctul vostru de vedere, este Jupiter patronul vostru, deci vă afectează personal, așadar dacă intrați în războaie personale, vor fi și răni pe care le-ați putea dobândi. Vă poate afecta pe Pluto, da? Pluto este patronul Scorpionului, deci, mă rog, nu pot să fac o analiză din punctul ăsta de vedere, mi-ar lua foarte mult să povestim cam care ar fi domeniile afectate la fiecare, dar până una alta, ce ziceam, este curățare și iarăși curățare în plan personal și pe sănătate mai ales. Apoi pe 8, curățare în continuare, dar mai ales dacă vă simțiți rău. Dacă aveți neplăceri în ce ține de sănătate sau în ce ține de starea mentală, să zic așa, sunteți nervos, sunteți agitați sau dacă aveți gânduri negre. În altă ordine de idei, ea ca și zi vă poate aduce foarte multe vești bune. Pe 9, în schimb, mare atenție, este o zi cu impact, ca și lecție de personalitate, cu impact de în partea cuiva drag. Cineva din casă sau cineva din familie poate să intre în contre cu voi personal sau voi în contre cu persoana respectivă și de acolo să rezulte cumva o energie la fel de tensionată. Mai bine mergeți pe ideea de curățare și lăsați bătăliile în familie, încercați să rezolvați ce este de rezolvat pe neam sau să vă țineți departe de tensiuni. 10-11, la fel și pentru voi, un weekend cu ecou pe termen lung. În primul rând, pe 10 trebuie să fiți cât se poate de apropiați de cei dragi ai voștri. Puteți să faceți un drum, puteți să vă duceți la părinți, puteți să realizați niște lucruri alături de cei dragi. Este un moment de afectivitate și de gingășie, cu atât mai tare cu cât Venus este în leu și aduce și mai multă tandrețe și mai multă bucurie la noi, la fiecare. Însă, pe 11, odată că Pluto intră în Capricorn, în retrograd fiind,
Și odată Mercur intră în Gemeni. Acest Mercur în Gemeni vă va aduce foarte, foarte, foarte multă capacitate de înțelegere cu persoana iubită. Vă va aduce multă claritate și multe proiecte intelectuale prin asociere, prin colaborare, multe vânzări, multe proiecte inclusiv intelectuale în cuplu, multe bucurii și multe negocieri pe care le-ați putea avea. Încă o dată zic, e vorba atât de relația de cuplu, dar poate să fie vorba cât și de colaborări, asocieri și tot felul de contracte noi pe care le puteți avea. Apoi, acest Pluto care se întoarce în Capricorn vă dă ceva bătăi de cap, cum ziceam și pe 7, privind niște frici, niște frici încă nevindecate sau niște temeri care credeați că ați scăpat de ele. Mai este încă puțin până ce veți scăpa de ele. Este o energie a Capricornului pe care încă nu ați înțeles-o și pe care trebuie să o înțelegeți și astfel veți trece mai departe de acele frici sau pur și simplu veți asimila această energie pe care o veți utiliza-o în caz de nevoie când frica respectivă s-ar putea să se întâmple. Dar până una alta aș zice mai degrabă că acest Pluto care se întoarce în Capricorn vă ajută să integrați și să vă vindecați de respectivele temeri sau frici. Capricorn. Dragi Capricorni, din punctul vostru de vedere, la fel de interesant că doar se întoarce Pluto o săptămână foarte, foarte cu eco. Și avem 5 iunie, în primul rând luna este în Capricorn pe 5 iunie, deci o zi foarte benefică pentru voi, pentru a vă restarta. Apoi, după ora 17, deci 5 de după amiază, în ziua de 5, trebuie să fiți foarte pe fază, să descoperiți ceea ce Venus în zodia leului vă va aduce până în luna octombrie. Demersuri importante pe care le veți face în plan spiritual, dar și la nivel de succes personal. Sunt foarte, foarte multe abilități pe care le veți descoperi la voi în plan profesional. Sunt mulți capricorni care vor alege o profesie spirituală odată cu intrarea lui Venus în zodia leului până ce acesta va ieși din zodia leului în octombrie sau veți merge pe terapii pentru a vă îmbunătăți imaginea, pentru a ști să vă exprimați mai bine, foarte multe lucruri care se întâmplă în plan benefic și spiritual mai ales. Apoi, în altă ordine de idei, veți avea discuții foarte spirituale cu șefii voștri și veți avea proiecte foarte interesante. Mă rog, pentru unii veți intra într-o sferă din asta a spiritualității, ca și viață de zi cu zi sau veți începe, cum ziceam, o muncă în acest sens. Multe bucurii și multe premii pe care le primiți de la divinitate cu tranzitul acesta de Venus prin Leu. Dar ca și la Scorpion, așa și la Capricorn, va trebui să scoateți Capricornul la lumină. Chiar dacă vă este teamă că se topește zăpada din personalitatea voastră, gheața sau eu știu ce alte lucruri, iată, soarele, aveți nevoie de el pentru piele, aveți nevoie de el pentru oase, este o vitamina D3 de care aveți nevoie la nivel spiritual și la nivel fizic inclusiv. Apoi, pe 6 iunie, o zi foarte, foarte norocoasă, e adevărat, depinde un pic de voi acest noroc, dar în egală măsură s-ar putea să și fiți pe cai mari și să aveți o mare realizare pe care ați și simțit-o sau ați și trăit-o destul de intens. Apoi, pe 7, 8 și 9, vreau să fiți pe fază la cele 3 zile de curățări și rugăciune despre care povesteam. Mentalul colectiv are un impact destul de măricel. Toată tensiunea dintre Pluto, Jupiter, Venus și Marte și Luna în acest moment care se resimte ca și energie care se întâmplă pe Pământ. Nu este un moment ușor, nu sunt aspecte foarte drăguțe, singura planetă care aspectează drăguț este Neptun, ceea ce este clar un semn de mental colectiv, de generație, de ceea ce se întâmplă ca impact pe,
pe mentalul colectiv. Așadar, atenție și voi, pentru că ne aducem aminte, voi sunteți unii dintre cei care rămâneți în picioare atunci când alții sunt deja leșinați pe jos. Deci de voi poate să depindă foarte, foarte tare, iată, câte ceva în parcursul acestor 3 zile. Așadar, țineți-vă bine și încercați să vedeți dincolo de, eu știu, prima impresie, ceea ce vă lasă să înțelegeți acest aspect dur din ziua de 7 iunie. Apoi pe 8, în continuare curățări, cum ziceam, dar în egală măsură vă mai recomand să aveți și grijă vis-a-vis de niște prieteni care nu vă sunt deloc prieteni. În spatele prietenului sau prietenei la care vă uitați s-ar putea să fie cu totul altceva, să fie multă energie negativă sau multă energie neplăcută și sau gânduri sau, eu știu, acțiuni destructive și lucrul ăsta să vă îndemne și pe voi la prostii. Aviz părinților care aveți copii capricorni, evitați să-i lăsați pe 8 să meargă în cercuri care sunt mai vicioase. S-ar putea, ba chiar și pe 7, ba chiar și pe 9, până pe 11, cam așa, evitați să-i lăsați și cumva activați-i voi în alte domenii, tocmai pentru a nu vă trezi că se apucă de vreun viciu sau de vreo chestie neplăcută. În altă ordine de idei, cei care aveți talentul de a juca la tot felul de jocuri de noroc, copii sau nu, atenție, nu vă sunt favorabile deloc, aș zice, per total, pe parcursul vieții, dar mai ales acum. Apoi pe 9 fiți foarte, foarte deschiși, pentru că este o zi care vă cere multă adaptare, dar vă aduce și multe rezultate. Deci dacă stați închiși în voi, nu veți avea rezultatele despre care povestim, precum le-ați primit dacă plecați la drum sau luați telefonul să căutați răspunsuri sau să dați mail-uri, telefoane, etc. Deci ori multă, multă, un dinamism din ăsta foarte ieșit așa în vervă, ori ceva, o zi mai tristă, depinde de voi. 10-11, foarte, foarte importante pentru cei dinamici care au plecat la drum, Doamne ajută, că marea le-ar face bine, ar inunda cu emoții frumoase terenurile seci sau apele înghețate ale Capricornului, soarele și apa foarte, foarte benefice pentru voi la acest moment. Iar pe 11 trebuie să aveți mare, mare atenție și voi. Pluto se întoarce în semnul vostru, se întoarce la voi. Credeți că ați terminat și știați de la mine că mai e încă un pic, da? Deci Pluto, care revine în zodia voastră, vrea să vă reorganizați, mai aveți de lucru la voi, mai sunt lucruri pe care nu le-ați descoperit și iată acest 7 iunie despre care povesteam, care v-a arătat că încă mai aveți de făcut față unor situații și drept pentru care mai aveți de făcut schimbări la voi. Așadar, 11 încolo, lucru la propria persoană, că e la nivel chimic, la nivel de ADN, la nivel fizic, la nivel intelectual, veți vedea voi ce anume restructurare sau metamorfoză se va produce. Tot pe 11, Mercur, care va intra în zodia Gemenilor, va aduce și vouă multe, multe, multe bucurii. Bucurii la serviciu în general, dar nu numai, bineînțeles, va aduce bucurii în viața de zi cu zi. Este o împlinire, o relaxare, efectiv vă simțiți că sunteți acolo unde trebuie. Intelectual, muncă și toate veștile care vă vin vă arată că sunteți pe locul vostru, la locul vostru, cu ideile cele mai bune. Veți crește ca performanță, veți crește ca eficiență, veți crește ca încredere, veți crește ca dinamism și munca voastră vă va aduce foarte multe bucurii în plan intelectual, dar și premii pentru unii dintre voi. O adaptare la o nouă muncă sau la un nou proiect, niște studii care au niște rezultate și vă și convin de altfel rezultatele respective, oricum o împlinire. În viața voastră de zi cu zi, acest Mercur în zodia Geminilor va aduce ceea ce
Vă trebuie la acest moment intelectual și profesional, dar și decizii. Veți vedea destul de repejor niște decizii mărețe pe care le veți lua în plan profesional. Sau poate decizia să plecați în vacanță și să vă liniștiți un pic cu munca, aș zice eu. Așa, hai să vedem ce fac vărsătorii. Dragi vărsători, scăpați de Pluto în zodia voastră pentru moment și mai aveți și un Venus care vă aspectează foarte bine. Și avem 5 iunie. În primul rând, atenție un pic la sănătate și apoi foarte mare, mare, mare atenție la marile bucurii care vă apar pe parcursul acestei zile. Nu neapărat după ora 17, ci pe tot parcursul zilei, atâta cât Venus va traversa descendentul vostru sau cuspida casei 7, ceea ce înseamnă că, iată, după 5 iunie încolo, până în octombrie, vărsătorii vor sta foarte bine în dragoste, vor sta foarte bine în relații și veți avea foarte, foarte multă bucurie în acest plan. Veți cunoaște oameni foarte frumoși, la propriu și la figurat, veți avea interacțiuni foarte frumoase. Lumea în care vă învârtiți, iată și voi, ca și balanțele, ca și lei, va fi mult mai frumoasă, satisfacțiile sunt de partea voastră și uite tot așa, vă veți învârti cel puțin până pe 23 iulie într-un cerc foarte, foarte benefic de oameni, mă refer și nu într-o buclă, într-un cerc extraordinar, într-o ambianță foarte plăcută. Pentru cei singuri, ați înțeles, va fi momentul împerecherii, să zicem așa, va fi momentul unor mari și frumoase povești de dragoste care vor continua în lanț după eclipsa din 14 octombrie. Foarte multe lucruri frumoase și voi veți fi practic dintre cei mai avantajați de acest tranzit la acest moment, în această vară. Apoi, pe 6, o ziua norocoasă a săptămânii va aduce bucurii, bucurii și realizări, și secrete valoroase. Deci, dacă aveți un secret important, s-ar putea să vedeți că satisfacția acelui secret este mai mare decât dacă l-ați fi zis deja cuiva. Apoi, pe 7, 7, 8 și 9, 3 zile de curățări în care vă recomand și vouă să aveți în vedere acest pas important, mentalul colectiv, care are el acolo ceva trăiri intense. Însă, Pluto este în zodia voastră încă, nu a ieșit. Jupiter este în Taur și este la început de Taur, acolo unde aspectează foarte puternic acest Pluto. Deci, tot acest ceas astral, dacă putem să-i spunem așa, cu ghilimele, cu tot, vă tentează sau vă aspectează direct. Așadar, fiți cât se poate de atenți, trecutul se urcă pe voi, să zicem așa. Fie că e vorba de situații de neam, fie că e vorba de regrete, fie că e vorba de schimbări în familie, fie că e vorba de ieșiri din confort. Sunt lucruri la care trebuie să lucrați. Atenție că Pluto se va întoarce în Capricorn pe sănătate. Deci s-ar putea ca aceste tipare de familie despre care vorbim să se refere însăși la sănătatea voastră și la ceva ce e karmic pe sănătatea voastră. Mare atenție așadar. În egală măsură, curățării pe 7, 8 și 9, cum spuneam, pot ajuta. Dacă nu, chiar până în octombrie la anul, tot felul de curățări pentru sănătatea voastră. Apoi, pe 8, atenție un pic și la gândurile negre, cel puțin discuții destructive sau răutăți, certuri și invidii cu cineva de acasă. Altfel, luna va intra în semnul vostru deja din data de 7. Pot fi niște zile foarte importante dacă restartul personal este într-un mod benefic și dacă sunteți conștienți de direcția pe care vreți să mergeți. Pe 9, în schimb, luna intră în zodia peștilor, acolo unde va întâlni pe Saturn. Saturn care, într-un fel sau altul, este și prietenul vostru, deci, iată, încep să se îndulcească puțin energiile, dar vă recomand în continuare un pic de curățare pentru că Pluto se pregătește să treacă peste ascendentul vostru. Deci, așadar, cât se poate de mare atenție.
Cu atât mai mult că este vorba de o zi de cheltuieli. Și când ne gândim la cheltuieli, nu ne gândim doar la bani, ci și la energie. Deci o zi în care puteți să consumați foarte multă energie de-a voastră. Apoi, pe 10 și pe 11, două zile foarte interesante de weekend, poate tot cu cheltuieli, dacă s-ar putea. Dacă nu, pe 10, atenție la niște calcule financiare pe care trebuie să le faceți, să rămâneți cumva într-o idee de bani, de avere, de bucurie, să vă gândiți la tot ce aveți, să vă faceți, eu știu, un calcul al averii voastre, să puneți acolo pe foaie tot ceea ce ați cumpărat și are valoare mare la acest moment, toate, eu știu, mașini, case, bunuri care au o valoare considerabilă și apoi, pe de altă parte, să vă gândiți ce se întâmplă dacă veți cheltui niște bani pe relația cu străinătatea sau să și plecați la drum de-a dreptul. Cumva o călătorie, fie ea sub formă de meditație, fie ea sub formă de investiție pentru un drum lung. 11 iunie, Mercur care intră în zodia Geminilor și care tot despre asta va vorbi, anume drumuri importante pe care ar fi bine să le faceți, străinătate foarte importantă și nu în ultimul rând acest aspect de multe reușite care ar putea să vină în viața voastră, fie prin prieteni, fie prin acest Mercur, fie prin însăși copiii voștri. De ce așa și de ce nu altfel? Pentru că, iată, Mercur are un efect foarte important, fiind tot într-o zodie de aer. Este vorba de o mișcare, da? De nori, între ghilimele, da? Și cumva toată această mișcare care vă împinge, este o mecanică, este un mecanism acolo, de aceea am zis străinătate, dar, mă rog, nu facem cursuri de astrologie la acest moment, facem horoscopul, ne întoarcem la ale noastre, deci acest Mercur în zodia Geminilor care va aduce, cum spuneam, plus anume prieteni noi, va aduce împăcări, va aduce dialoguri, lămuriri cu prieteni și foarte, foarte multe lucruri frumoase. Apropo de a vă lăsa mintea să călătorească, să vagabondeze sau de a vă lăsa mintea să se relaxeze. Un aspect foarte frumos și foarte interesant față de cei care țineau acolo cu dinții de niște idei încăpățânați sau nu, de frică sau din alte motive. Iată acest Mercur în zodia Geminilor care vă va elibera foarte mult din ceea ce a fost stare de stres și nervozitate, stare de nevoie de a deține controlul și vă cere relaxare. Încă o dată zic, străinătatea ar fi un punct forte pentru voi. În altă ordine de idei, Pluto care trece în Capricorn și care trece peste ascendentul zodiei voastre sau eu știu cum să-i zicem acolo, că depinde de la fiecare pe unde aveți ascendentul, dacă sunteți zodie vărsător sau dacă sunteți ascendent vărsător. În tot cazul, important este că acest Pluto va intra în Capricorn, acest Pluto al acestui moment, pentru că el nu seamănă deloc cu niciun alt Pluto din săptămânile trecute sau din secolele trecute. Este un moment extraordinar de important în care trebuie să înțelegeți niște lucruri. Dacă pentru Capricorn spuneam că ei trebuie să-și aducă aminte că sunt cei care fac față unor situații grele, iată, pentru voi, recomandarea mea este trebuie să faceți față unor chestii care nu sunt bune în sinea voastră. Acolo undeva ați ascuns supreș niște chestii care nu vă fac cinste și care nu vă fac nici bine. Și iată, acest Pluto vrea să vă cruțe, vrea să vă arate, vrea să înțelegeți că trebuie să lucrați la acele lucruri. Că e vorba de subconștient sau că e vorba de, eu știu, amprente, că e vorba de programele, programașe, memorii care trebuie curățate, memorie karmică sau memorie cine știe de ce natură, lucrați la voi, lucrați intens până în octombrie anul viitor, tocmai pentru, cum vă spuneam și mai devreme, a depăși ceva predispoziție de boală karmică pe care ați putea o avea pe neam.
Și cam asta ar fi. Hai să vedem ce fac și peștii. Ultima zodie a horoscopului și ultima zodie din analiza noastră de astăzi. Avem 5 iunie, dragii mei, sunteți foarte pe val și trebuie să fiți într-o continuă mișcare. Luna în Capricorn vă schimbă în bine și vă aduce lucruri frumoase, cu atât mai tare Venus în zodia leului vă declanșează o viață de zi cu zi mult mai frumoasă și mai benefică. Această viață de zi cu zi, care poate să însemne serviciu, calitatea vieții voastre cotidiene, bucurii, eu știu, tot ce faceți voi în fiecare zi va fi mult mai împlinit și vă va aduce mult mai multă satisfacție. Apoi, cei care aveți probleme de sănătate, vă vindecați mai ușor. Apoi, cei care vreți să atingeți un obiectiv la serviciu, îl veți atinge. Cei care vreți să vă găsiți o muncă nouă, cei care vreți să începeți un al doilea job, foarte multe lucruri frumoase se vor întâmpla în viața voastră, pe orice plan. Atenție, nu sunt lucrurile alea foarte top și idealurile alea foarte mari, dar sunt lucruri importante pentru viața voastră zilnică. Apoi, pe 6, bucurii, bucurii care sunt și acum și vor dura mult și bine, bucurii durabile, dar și faptul că trebuie să intrați într-un cerc de oameni. Și asta tot o bucurie va fi, să știți. O dorință care se poate împlini prin acest cerc de oameni inclusiv. Apoi pe 7, 8 și pe 9, curățări și din punctul vostru de vedere. Este drept că pentru voi acest aspect poate să fie foarte, foarte, foarte puternic. Sunt lucruri pe care vă străduiți să le înțelegeți și iată, le înțelegeți. Iese la lumină, ca să zicem așa, cu ghilimele cu tot. Cumva un moment de iluminare, practic asta va fi pentru voi. Cumva prindeți din zbor pasărea Phoenix și o țineți acolo în colivie pentru voi pentru câteva zile până ce Pluto va intra în Capricorn înapoi. Dar și pentru voi, ca pentru noi toți, vreau să faceți curățări. Este un moment în care mentalul colectiv are nevoie de susținerea noastră pentru ca noi să lăsăm generațiilor din spate de după noi mai multă curățenie în acest mental colectiv. Așadar, vedeți ce depinde de voi și ce puteți face în acest sens, mai ales cu această revelație despre care vă povestesc. Apoi pe 8, atenție în continuare la curățări, dar de data asta nu mai este atât de puternic ca aspect, este mai degrabă puțin mai soft, aș zice, dar tot pe negativ sau pe lipsit de beneficitate. Atenție așadar la niște certuri, niște contradicții sau niște discuții foarte urâte. Nu dați curs certurilor pentru că s-ar putea să aibă niște repercursiuni destul de urâte. Atenție inclusiv cu oamenii nervoși la volan sau cu înjurăturile sau cu tendința de destructivitate. Unii s-ar putea să-și lase maleficul să se manifeste cu riscul de a distruge ceva. Deci evitați, evitați, țineți-vă în ale voastre. Apoi, pe 9, luna intră în zodia peștilor și asta zice un final de săptămână de restart. Acolo, în zodia peștilor, va rămâne luna până pe 12. Deci, puteți să trageți tare la acest restart despre care povestim, cu atât mai mult cu cât Saturn este încă în mersul lui direct în zodia voastră până pe 17 iunie. Așadar, bucurați-vă de a vă gândi la voi, de a vă ocupa de voi înșivă, de nevoile voastre și de tot ceea ce reprezentați voi ca persoane înțelepte și nu neapărat pline de responsabilități, ci în adevăratul cuvânt al înțelepciunii, să aplicați înțelepciunea pe care o cunoașteți. 10. Zice că aveți o mică lecție de personalitate care se conturează și care va lua amploare odată cu intrarea lui Mercur în Gemeni. Deci vedeți care e lecția de sâmbătă ca să știți unde aveți de învățat. S-ar putea să fie vorba de discuții și certuri în familie sau tensiuni cu cineva de acasă.
Iar apoi pe 11, mare atenție mare pentru că avem două aspecte mari și importante. Unul este Pluto care se întoarce în Capricorn și din punctul vostru de vedere zice că perspectivele voastre de viitor sunt într-o schimbare. Mai sunt lucruri de făcut, mai sunt lucruri de înțeles pentru a vedea viitorul în clar. Asta va dura oricum până prin octombrie la anul, mai se întoarce în Vărsător, mai se întoarce în Capricorn, Pluto se mai plimbă, mai are încă lucruri să vă arate. Iar în 11, al doilea mare aspect al zilei, va fi Mercur, care intră în zodia Gemenilor și care spune așa: Dragi pești, aveți lecții de concentrare, aveți lecții de comunicare, aveți lecții de personalitate și aveți lecții de înțelegere. Trebuie să vă faceți ascultați și trebuie să-i asigurați pe ceilalți că îi ascultați, trebuie să găsiți un numitor comun în dialogurile voastre și să vă adaptați cu ceea ce aveți în familie la a lămuri și a înțelege niște situații. Așadar, că e vorba de certuri sau de înțelegeri, depinde de voi, este lecția voastră. Dacă sunteți în familie doar zodia pești, atunci depinde de voi toți, dar dacă sunteți singurul nativ pește al familiei, atunci voi sunteți cel care trebuie să-i înțeleagă pe toți la acest moment și nu pentru că sunteți persoana de sacrificiu, ci pentru că aveți la acest moment această lecție a lui Mercur în Gemeni. Așadar, în familie aveți foarte multe lucruri de lămurit. Și voi aveți cumva nevoie să știți să puneți punctul pe i sau cum anume să discutați cu cei dragi pentru a vă face ascultat și înțeles. E, va dura cam 3 săptămâni, o lună, acest aspect și această lecție de concentrare și de exprimare pentru voi. Veți încerca probabil tot felul de metode oratorice sau metode de dicție sau cine știe, veți citi niște cărți de comunicare, veți face poate chiar și un curs de comunicare. Mai vedeți voi ce se mai întâmplă. Oricum, trebuie să țineți cont de un anume lucru. Acest Mercur care vă cere aceste lămuriri în familie se referă și la relația de cuplu, și la părinți, și la toți cei dragi ai voștri, și la copii, și la nepoți, și la toată lumea. Deci, cumva, fiți foarte atenți la ceea ce se conturează ca lecție, dar și ca rezultat, ne imaginăm, da, după ce învățați lecția. E, cam asta este. Vă mulțumesc tare, tare! Sper că Pluto și tot ce are el de adus să fie drăgălaș pentru fiecare, să nu fie cu brutalități, să nu fie cu bruscări, să nu fie cu nimic greu, deși n-am zice, dar hai să fie bine, să eventual, dacă vreți să facem cu toți o rugăciune undeva la, știți cum mai făceam noi pe vremuri la 12 noaptea, să facem o rugăciune, un Tatăl nostru de 3 ori, da? În seara din 6 spre 7 să susținem ce putem susține cu lumina noastră din fiecare, cu gândurile bune din fiecare și mai vedem după aia ce se mai întâmplă, dar atât cât depinde de fiecare din noi ca bucățică din mentalul colectiv și ca energie benefică în generația noastră, hai să punem umărul la treabă, zic, și să nu uitați de 7, 8 și 9 ca zile de rugăciune și de curățări. Vă pupicez tare, 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 tare și hai să avem o săptămână minunată, un Venus în Leu care până să intre în retrograd să ne aducă bucurii mari și frumoase și iubiri frumoase și împlinite și tandrețe nouă tuturor, femei, bărbați sau mai reci sau mai calzi. Și hai să auzim cu vești bune și frumoase și gemenii mei, încă o dată la mulți ani, vă pup, vă îmbrățișez și pe voi și pe toți ai mei. Pupicei, pupicei!